Salutare, Mircea. Condiția umană se află în centrul operei tale de la început, aș spune. În expoziția pe care o deschis la Galeria Anart, sunt situații, sunt personaje, sunt lucrări care cred că argumentează această continuitate de preocupări și mă gândesc în primul rând la cele două situații extreme, la draperia roșie și draperia neagră. În principal, pe lângă draperie, ar mai fi și lucrările mici, care au tot aceeași pornire, ca să zic așa, dar bineînțeles că la scară mică e cu totul alt înțeles. Condiția umană în plinătate e să vede în lucrări de mari dimensiuni. Atunci când ajungi la o lucrărică mică, ajunge ca o sculptură de gen. În această expoziție oferi publicului mai mult întâlnirea cu niște tipuri umane și înțeleptul și acest cuplu de care pomeneam și situațiile extreme sunt de fapt niște repere ale umanului. Dar întotdeauna a fost atent la lumea din jur și chiar dacă în unele lucrări cum e înțeleptul am pornit de la un portret real și am ajuns la portretul care e în lucrare, întotdeauna portretele vin de undeva și cum e și în lucrărica mică Lăpușanca, am făcut-o la Lăpuși. Există ceva caracteristic lăpușenilor pe care ai vrut să-l subliniezi? Există, dar nu prea vreau să zic, că sunt așa un pic mai moi și mai încovoiați de soartă. Acele speciale autoportrete, deocamdată 3 la număr, începând cu autoportretul la 30 de ani și deocamdată ajungând la cel la 50 de ani, ele, putem spune, cred că marchează traseul al vieții. Poți să ne dezvolui ce se întâmplă după autoportretul la 50 de ani, dacă se prefigurează deja ceva nou? Păi nu prea zic eu că s-ar prefigura ceva nou în opera mea. Sigur, când am pornit cu autoportretul la 30 de ani, eram tânăr, l-am umplut de ziua mea cu băutură și aveam ceva de oferit. Chiar am zis că artistul oferă și este consumat de cei din jur. La 40 de ani eram la Londra și nu știu dacă mai aveam ceva de dat sau nu, dar simțeam că nu mai are nimeni nevoie de mine. Autoportretul a ajuns un personaj prins de perete. De aici a pornit Dezorient Express. Până la urmă m-am dat seama că nu mai eu sunt prins de perete, toți au un perete interior de care nu pot trece. În 2008 îmi prezentai lucrare care se chema armura interioară. Da. E de fapt o protecție pe care și-o asigură instinctiv fiecare sau ce este? Păi nu, eu când am făcut-o mi-am zis că nu știu dacă e acolo ca să țină durerile înăuntru sau ca să te apere de rău din afară. La 50 de ani deja simt că se adună toate gunoaiele, ca să zic așa. De mai mult ori mi-a pus întrebarea dacă lucrările mele trăiesc și prin volum sau doar prin suprafața colorată. Așa a apărut și Omul în alb, unde am acoperit culoarea din tipul lucrului ca să văd dacă volumul rezistă singur și consider că rezistă, trăiește singur. Și așa am ajuns să transpund din lucrările în lemn în bronz. Și în bronz, fără ajutorul culorii, trebuie să reziste volumul. Cum mă exprim în lemnul mai ușor și pot să lucrez la dimensiuni mai mari și lucrând în lemn am ajuns la expresia care o am acum. Sigur că expresionismul ar putea fi de când a început lumea, dar sunt etape când este mai proeminent, mai estompat și depinde și de caracterul artistului, de trăirea interioară a artistului. Unii sunt, eu cred că sunt un pic mai apropiat de expresionism, dar nu exacerbat, un așa mai interiorizat. Da. Deci aș zice așa cum era Lucian, să zicem. Tate tehnică și în același timp de viziune și îndrăznesc să spun că cele două au devenit consubstanțiale în opera ta, este alcătuirea lucrărilor din bucăți de lemn cioplite și apoi asamblate. Vei păstra această particularitate și de aici înainte? E o marcă Mircea Roman sau vei lucra, crezi, și altfel?
Asta chiar nu pot să știu cum voi lucra. Deocamdată așa lucrez și îmi dă posibilitatea să mă desfășor foarte bine, să construiesc volumele, să le desfășor, așa că nu văd de ce aș schimba. Când am vrut să încep să lucrez în lemn, eu nu mi-am putut imagina că o să mut buștene în atelier. Deci aveam un atelier mic și m-am gândit să-mi găsesc o tehnică care să se potrivească și locului și cu ce vreau să fac. Și dacă la început am făcut întâi modelul în Ipsos și după aia l-am copiat și l-am transpus în lemn, repede am renunțat la asta și am lucrat direct, construind personajele. La început lucram în stejar pentru că foloseam parchet. Se demola o grămadă de case pe vremea lui Ceaușescu și era parchet la discreție. După aia, încet, încet, am început să intru mai mult în detalii și am folosit un lemn mai mare. La început teiu, după aia ploc și odată ajuns în Anglia, am descoperit un lemn foarte frumos de Lutongu, care este din Malaysia și are așa o nuanță gălbuie care dă căldură sculpturilor și de atunci am folosit Lutongu. Gândindu-ne la acel deceniu și mai bine de Anglia, de Londra, de fapt, și după ce ai obținut premiul la Trienala de la Osaka, cel mai important premiu obținut de un sculptor român până atunci, poate și de atunci încoace, spune-mi, te rog, care a fost cel mai fericit moment al tău ca artist? Pe ansamblu pot să zic că am fost fericit pentru că am stat într-o capitală plină de artiști și am putut să stau în atelier să lucrez tot timpul, să nu fac alte munci. Deci am putut să mă simt artist, ceea ce pentru mine e mare fericire. Am avut mai multe personale în locuri neconvenționale și fiecare a avut un plus față de celelalte. Cum vezi tu scena artistică românească recentă, după ce ai trăit și această experiență londoneză, deci această amplificare de orizont, cum spuneai, într-unul din centrele importante artistice ale lumii? Pentru moment, cred că în România este o viață artistică intensă. Din păcate, nu este vizibilă. Și piața stă pe loc pentru că noi n-am avut niciodată expoziții, evenimente, expoziții mari care să apară pe prima pagină din presă. Și firește și piața de artă e încă la începuturile ei. Sigur că e la începutul și se mișcă încetuc, încetuc. Îți mulțumesc, Mircea. Mi-a plăcut această discuție noastră în final de octombrie. Mulțumesc.